Pacea Domnului la toți cei care sunteți prezenți cu noi la această emisiune. Citim împreună versetul din Evanghelia de la Matei, capitolul 28, versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Tema de azi va fi adunarea fraților moravieni. Sub conducerea ducelui Zizendorf s-a format o adunare de frați refugiați din diferite țări ale Europei, prigoniți de catolici, în orășelul Herrnhut, Cehoslovacia, pe moșiile ducelui Zizendorf. A fost o adunare deosebită cu spirit misionar nemaipomenit în istorie. Au ajuns și au făcut ceea ce n-au făcut uniuni întregi de-a lungul istoriei creștine. Adunarea fraților moravieni l-a inspirat pe William Carey să meargă în misiune, l-a inspirat pe John Wesley să meargă în misiune. Odată mergea pe vapor spre America John Wesley și s-a pornit pe Atlantic o furtună extraordinară, oamenii țipau, lumea strigau, deci frică, valuri, uragan, vârtej, amenința să cufunde corabia și John Wesley știa că pe corabie sunt misionari moravieni care pleacă în misiuni în America. S-a gândit și a zis, mă duc să văd ce fac frații moravieni. Când a venit, i-a găsit că cântau cântări și s-a mirat foarte mult. În timp ce alții plângeau, erau în panică extraordinară, țipau pe corabie. Frații moravieni erau toți împreună cu soțiile, cu copiii și cântau psalm. Fiind foarte impresionat, John Wesley l-a întrebat pe cineva, voi nu vă temeți, e furtună, e uragan? Răspunsul a fost că, slava Domnului, noi nu ne temem. Wesley nu s-a mulțumit cu răspunsul și a întrebat, dar soțiile voastre nu se tem? I-a răspuns și la această întrebare, slava Domnului, și soțiile noastre nu se tem. Nefiind mulțumit până la urmă și cu acest răspuns, John Wesley a mai întrebat, dar copiii voștri nu se tem? Și răspunsul a fost, slava Domnului, copiii noștri de asemenea nu se tem. Și situația dată l-a cercetat foarte mult pe John Wesley. El ulterior a mărturisit că pleca ca misionar în America Sfii, dar singur nu era convertit și întâlnirea cu frații moravieni l-a impresionat foarte mult și l-a ajutat să găsească adevărul. În anul 1731 la Copenhaga, contele Zizendorf a întâlnit un creștin negru venit de pe insula Sfântului Toma, lângă India, se află. El a povestit despre viața, despre situația, deci de pe insula Sfântului Toma. A povestit cum sunt exploatați sclavii acolo și nimeni nu știe despre Domnul Iisus Hristos, încă nimeni, deci n-a plecat cu predica pe insula Sfântului Toma. Ca să nu fie asta pur și simplu o poveste pentru ascultători, negrul venit de pe insula Sfântului Toma și-a scos cămașa de pe el și le-a arătat cicatricile rămas în urma bătăilor pe spinarea lui. Zizendorf l-a invitat să vină în adunarea fraților moravieni să povestească despre viața pe insula Sfântului Toma. El a venit.
În adunarea din Herrnhut, în adunarea fraților moravieni, creștinul dat le-a povestit în ce grozăvii trăiesc sclavii, cum sunt bătuți și nicio veste de mântuire nimeni nu le-a adus până atunci. Și după ce au ascultat mărturisirea lui, doi frați s-au decis să plece ca misionari pe insula Sfântului Toma. Așa, deci, fără ca să fie plătiți de biserică, deci, spun din prealabil, toți misionarii care au plecat din adunarea fraților moravieni au plecat fără a fi plătiți. Deci, ei trebuiau să-și dea, să-și dobândească singuri mijloacele de existență, având o meserie oricare, lucrând. Niciodată nu au primit nimeni niciun salariu, biserica, adunarea fraților moravieni n-ar fi putut suporta atâtea cheltuieli. Deci doi frați s-au pornit și când au venit n-au fost primiți pe insulă, misionari sfie n-au fost acceptați și era unica numai posibilitate dacă ei se vând sau dacă sunt de acord să fie sclavi pe insulă, numai în așa fel ei vor fi acceptați să treacă, să pășească pe pământul insulei Sfântului Toma. S-a petrecut ceea ce nu s-a mai auzit niciodată în istorie. Acești doi frați din adunarea fraților moravieni s-au vândut ca sclavi și au trăit cu sclavii împreună pe insulă, dormeau în grajduri pentru vite, dormeau pe paie, mâncau împreună cu sclavii, deci lucrau la trestie de zahar, deci sub arșița soarelui împreună cu robii, cu sclavii, doar cu acel scop ca să le poată mărturisi dinspre Domnul Iisus Hristos. Lucrul ăsta nu s-a mai auzit până atunci și de atunci în istorie, de așa consacrare, de așa dedicare pentru lucrarea de misiune, pentru lucrarea de a predica Evanghelia celor nepocăiți. Și fapta lor a rămas un exemplu de sacrificiu în istoria misiunilor pentru toate veacurile. În 1733, unii dintre frații moravieni au plecat ca misionari în Grenlanda, țara din nord, țara frigurilor nordice, împreună cu familiile lor. Fără ca să fie plătiți, fără salarii, au plecat în misiune pe baza cheltuielilor lor proprii. În 1734 au plecat misionari la indienii din America de Nord, frați moravieni. În 1735 la Herrnhut au plecat misionari în Surinam. În 1736 dintre frații moravieni au plecat câțiva misionari în Africa. În 1737 s-au dus câțiva la popoarele care trăiau pe malurile Oceanului din Nord. În 1740 câțiva frați din adunarea fraților moravieni au luat drumul și au plecat spre Alger și Ceylon, azi Sri Lanka. În 1742, unii au plecat să fie misionari în China. În 1747, unii au plecat din Herrnhut în Persia să fie misionari. În 1752, au plecat misionari în Etiopia și Labrador. Apoi au mai plecat familii ca misionari în Rusia,
în insulele Caraibilor și în Asia. Sunt dați statistici că în timp de 150 de ani, adunarea fraților moravieni a dat lumii 2158 de misionari. Așa ceva n-a mai făcut nicio biserică nicăieri în lume. Au fost uniuni întregi care n-au putut strima atâția misionari. Avea 600 de membri adunarea din Herrnhut, adunarea fraților moravieni. Eu chiar am calculat și se primește așa că la 26 de zile pleca un misionar, o familie din adunare pleca în misiune. Deci record neegalat de nicio altă biserică și toți au lucrat voluntar. N-au fost nimeni povară pentru biserică. Fiecare s-a întreținut pe sine și a întreținut familia. Biserica fraților moravieni nici într-un caz n-ar fi putut plăti 2158 de misionari. Au trecut, desigur, prin mari greutăți, au îndurat boli, unii au decedat, au fost secerați de malarii, de intoxicații, alții au fost uciși de triburi sălbatice. O bandă de indieni au năvălit asupra unei biserici organizate de frații moravieni, au dat foc bisericii casei. Deci au trecut prin mari greutăți, dar zelul pentru misiune n-a fost stins. Adunarea fraților moravieni prezenta o adunare aprinsă de zelul misiunii și a rămas exemplu ceva nou în istorie. Petru Popovici, descriind istoria fraților moravieni acestei biserici, la urmă a scris: Doamne, repetă istoria aceasta și în privința noastră. Istoria și exemplul acestei adunări este un exemplu pentru fiecare din bisericile din ziua de azi, pentru bisericile noastre și pentru fiecare creștin aparte, să ne binecuvânteze, deci, Domnul cu cercetare și urmați-le credința. Așa e scris la evrei și bine este când nu suntem indiferenți, când auzim aceste istorii sau le citim. Să ne binecuvânteze Domnul cu cercetare și cu foc în inimă, foc în suflet, pentru cei care sunt departe de Dumnezeu. Amin.